Ce frumos este! Mă bucur tare mult că îți place. Aceasta este Vila Țonca. Este un monument istoric de clasa A în Târgu Mureș, datează din anul 1900 și a aparținut celebrului fotograf Țonca Gheză, de unde vine și numele. Numele, da. Exact. Știi ce e ciudat? Eu am copilărit aici, că sunt și eu din Târgu Mureș și aici era un fel de palatul copiilor, Casa Pionierilor. Casa Pionierilor, exact, pe vremuri, da. Iar când am cumpărat, când am achiziționat noi proprietatea, era grădiniță. Era o grădiniță aici. Da, iar foarte noi, frumos. După achiziție ne-am gândit să o transformăm în unitate hotelieră. Avem 6 spații de cazare, 3 la parter, pentru că avem 2 nivele și 3 la etajul superior, exact. Am observat cât de frumoase sunt piesele acestea, adică inclusiv torneurile astea. Da, acestea sunt piese care datează unele dintre ele chiar de peste 100 de ani. Sunt piese autentice, recondiționate și le-am achiziționat cam de pe unde am putut. Am încercat să... Ca să reconstituiți cât mai mult din atmosferă. Să reconstituim din atmosferă și să... Dar ce treabă extraordinară ați făcut și cu ferestrele, cremoanele astea vechi. Cred că a fost o provocare. Da, a fost o provocare să păstrăm arhitectura, o provocare pentru arhitecți. Da. Pentru că ei au gestionat proiectul și, bineînțeles, și să integreze vila cu hotelul, pentru că hotelul e clădirea nouă, minimalistă, contemporană. Exact. A fost o provocare pentru ei să lege cele două clădiri și stiluri, exact, până la urmă. Și să facă trecerea între ele. Da. Ce spun oaspeții voștri care vin aici? Oaspeții noștri, în general, sunt foarte încântați de vilă. Avem printre ei și amatori, adică amatori chiar pot să spun foarte împătimiți după clasic și atunci cer expres Vila Țonca. Foarte interesant că mă uit la această împletire de materiale, de stiluri. Da. Ce părere au împătimiții de clasic? Ce reacție au? La început, când vin și le prezint o cameră, sunt foarte mirați cât de bine s-au împletit stilurile, clasic cu modern, pentru că după cum vezi avem și pereți îmbrăcați cu tapet, care se continuă cu mobila, băile care sunt moderne și avem mobilierul clasic. Da, oricum sfatul meu ar fi ca cine vine aici neapărat să aibă o cameră cu asemenea fereastră. Să știi că avem și clienți care vin în mod repetitiv și de fiecare dată vor o altă cameră, pentru că am uitat să-ți precizez la început, vila are 6 camere distincte, adică nu sunt la fel, toate sunt diferite. E ca un mini boutique hotel. Ca un mini boutique, exact. Da. Fiecare cameră are frumusețea ei, are decorul ei. Ne mai arăți și un apartament la etaj? Desigur. Lucia, da, ce spațiu drăguț chiar către zona de trecere, adică și holurile le-ați tratat frumos. Da, după cum vezi, aici avem o altă abordare și mi-a face mare plăcere să-ți prezint o cameră superbă, care mie îmi place foarte mult și sunt convinsă că o să-ți placă și ție. Da, mai ales și celor care se uită la noi. Abia aștept să le trezim interesul ca să experimenteze aici starea pe care o simt, nu știu cât se vede din ea, dar și piesele astea e interesant că le vezi că sunt vechi, dar totuși nu le simți ca fiind de muzeu, ci că te invită, parcă ești la cineva acasă. Da, exact. Vila transmite o atmosferă foarte cozy, foarte relaxantă. Primitoare. Da, îmi place totul. Abia aștept să descoperim. Mă bucur că îți place. Uite, și peretele acesta este foarte
interesant. Da, și personalizat, e un tapet, nu? Da, e un tapet personalizat cu planul vilei și chiar aici îl avem pe Cionca Ghezo. Da, ce frumos. O poză cu el. Da. Vreau să intrăm să-ți arăt camera. Așa. Aceasta este o cameră Classic King. Wow, cum arată fereastra! Deci e absolut minunată. Da, și lumina, parcă zici că nici nu e fereastră. Da, zici că este un portal. Deci e foarte frumos. Wow, și aici este într-adevăr alt registru ca și stil da. De amenajare. Da, este un alt stil abordat. Da, foarte diferit frumos, de cel de la parter. Superb. Mă bucur tare mult că îți place. Această cameră are și două balcoane. După cum vezi aici, avem un balcon deschis de unde se poate vedea și parcul, care și el este monument istoric. Și parcul? Are... E monument? Da, da, e monument istoric. Deci m-am jucat într-un monument istoric? Da. Nu știam. Și wow. Se întinde pe o suprafață de 2500 de metri pătrați. Știam că e mare, dar e că mare. E monument istoric, nu am știut. Și avem și ale foarte frumoase în parc. Are și un autor parcul, adică a fost un peisagist la vremea aceea sau nu? Pur și simplu i-a aparținut? Nu, i-a aparținut. Da. Din câte știu și eu da, din aceste da, informații. Nu, da, întreb, ca de curiozitate. Da. Mobila tot așa e? A făcut aceeași procedură ca și la parter. Da, deci e din zona de antichitate recondiționată, exact. Care recondiționat. Ea în sine este valoroasă. Da, este valoroasă. Uh-huh. Superb, absolut superb. Deci mă ați bucur făcut, mult, îți place. Ați făcut o treabă extraordinară pentru Târgu Mureș și pentru Transilvania în general. Da, asta ne-am dorit. Să venim acum în urmă cu 10 ani, când am deschis această unitate hotelieră, vila și hotelul, exact asta ne-am dorit, să venim cu altceva în Târgu Mureș, cu un produs care nu exista de atunci. Nu numai că nu a existat, dar cred că la câte premii ați câștigat, adică 63 de premii da, până acum. Da, avem în palmares 63 de premii naționale și internaționale, din care 24 sunt pe restaurant, wow. Iar restul sunt pe hotel. Felicitări din tot sufletul, mă mulțumim. Bucur de această experiență de vizită și felicitări pentru că, uitați, la 10 ani după inaugurare, da. Ați devenit un reper nu doar pentru Târgu Mureș, ci pentru România în general. Mulțumim mult, Adela, și mă bucur că ai putut să vii să ne vizitezi din nou după 10 ani, pentru arată că impecabil, da. Tu știi mai bine cum a fost în urmă cu 10 ani, pentru că și atunci ne-ai onorat cu prezența la deschiderea hotelului. Da. Și mă bucur că arată extraordinar, din ce în ce mai frumos. Felicitări! Mulțumim!